inadmisibil așa ceva, că face așa impulsiv. Deci el spune că, băi, Doamne, ucrainienii omoară oameni în Donbas. Asta scrie părțitul de ambasadei Rusiei. Și prin acest motiv trebuie acest motiv expulsat din România. Domnule ministru Aurescu, expulsează acest individ hostit afară din România. Ucrainii! 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 Ucrainii!
Ucraina! 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 Aș opri aici și mă
aș pleca în fața celor care în urmă cu 104 ani au semnat pactul unirii Basarabiei cu România, i-aș ruga pe toți românii să scădeze Basarabia! 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 Din acest moment, acest protest aparține în totalitate celor prezenți aici, oameni fugiți, oameni alungați de către criminalul Putin din Ucraina. Solidar cu Ucraina, veți vorbi, veți spune, veți expune toate dorințele și doleanțele voastre. Sper ca să fie auzite nu doar de către conducerea României, nu doar de către acest cuștin, acest impostor care, repet, încă ocupă o ambasadă imensă. Această ambasadă a fost a Uniunii Sovietice, și-au însușit-o ei. Aici, în această ambasadă, trebuia să fie toate statele din fosta Uniunii Sovietice, nu doar Federația Rusă. Și ca să înțeleagă odată pentru totdeauna criminalul de la Moscova, Putin, am să-i transmit astăzi aici, în fața acestei impresionante, din punctul meu de vedere, manifestații, următorul lucru. Putin a murit moral! Putin a murit moral! Asta trebuie să înțeleagă pentru toată lumea democratică. Ucraina! 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 Doru! Putin criminal! 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 Putin criminal!